Dulcea răzbunare, episoadele 31, 32 și 33. Bașac este supărat pe Bulent și pe fete, fiindcă nu i-au spus că a înțeles greșit povestea cu cererea în căsătorie. Pleacă un timp să se reculeagă și toți sunt îngrijorați pentru ea. Bulent o caută chiar și la spital și la secția de poliție. Pelin și Sinan o caută acasă și rămân blocați în lift în clădirea unde locuiește. Acolo se apropie din nou și lasă toate neînțelegerile în urmă, dar apoi se ceartă și se tachinează. Bașac își pregătește răzbunarea și se întoarce. Bulent află că a pus afișe cu poza lui în oraș, pe care a scris că a păcălit-o cu promisiunea căsătorie și s-a jucat cu onoarea ei. Desigur, când Bulent primește reacții negative din partea oamenilor, de data aceasta el se supără pe Bașac. Rugaț merge la Sinan, la bunicul ei, și îi spune că s-au căsătorit. Bătrânul nu crede și vrea să vadă certificatul de căsătorie. Ruzgar avea pregătit un certificat fals, dar el tot nu e sigur și pune pe cineva să îi urmărească. Ulterior, tipul îi duce fotografii cu Sinan și Pelin. Seara, Sinan, Bulent și Rugaț merg la club. Fetele află unde sunt și merg și ele la club. Când ele se îmbată, iubiții lor le duc acasă. Bulent și Bașac se împacă. Pelin observă verigheta lui Sinan, care i-a căzut din buzunar, dar el neagă. Sinan a deschis un proces pentru a-și recupera acțiunile de la Seida. Seida vrea să distrugă dovezile pe care le are împotrivă și apelează din nou la Berkay, dar de data aceasta Berkay îi spune lui Sinan și fac un pact. Ruzgaz află de la mama ei că bunicul ei a pus pe cineva să o urmărească. Ea și Sinan încearcă să se comporte ca un cuplu când își dau seama că tipul este în apropiere. Pelin ajunge la restaurant și îi vede apropiați, apoi observă verigheta lui Ruzgar și își amintește de verigheta lui Sinan.